Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de Good Game Empire. Un episod ceva mai special pentru că în acest episod vom vorbi despre Han. Și înainte de asta vreau să vă explic și de ce am făcut episodul. Am băgat o mică ofertă fiind o reducere de 85% pentru castelanii de sistem și pentru comandanți. Am zis să iau un castelan de sistem pe care am vrut să-l iau de mai mult timp, doar că acum venind oferta asta și fiind și nomazii, am zis că se suprapun perfect. Și anume combinația aceasta de 107 aproape, 90 distanță, 60 putere în curte, 160 zid, 100 poartă, 80 șanț, 62 limită pe zid și 90 alertă mai rapidă în atacuri. Deci eu zic că este un castelan foarte ok pentru cât a costat. L-am luat la 97.000 de rubine pentru că am luat tot pachetul deodată, plus norișorul acela care îmi oferă aspectul de acum de pe castel. Problema acest castelan este că fără aspectul lui, care expiră în 2 săptămâni, pierdem 11% limită pe zi din piatră plus 10% din cele 6 piese combinate, deci pierdem 22% limită pe zi și rămânem cu 38% plus 60 putere. Dar cât avem norișorul putem să renunțăm un pic la limita pe zi și să facem o curte destul de faină. De exemplu, dacă luăm eroul acesta de la nomazi și îl schimbăm cu eroul sistemului, avem o combinație nouă, și anume castelul acesta care oferă 80 putere în curte și 51 limită pe zid. Și atacă pierdem un pic de limită și din zid pierdem, în loc de 160% zid avem 120%, dar 80 curte sună parcă mai interesant și nu mai ok de apărat cu asta în anumite cazuri. Înainte să începem, aș vrea să vă arăt și punctajul meu final. Este de 1.000.000 și 9.000 de puncte, probabil o să ajungem la 1.000.000 și 10.000. Ideea este că, v-am zis, am băgat acea ofertă pentru castelan și mi-a intrat 65 de fucking ore. Fucking geleuri. De booster de medalii plus booster de furie și vreo 21 de ore de booster pentru tablete la taberele Han. Am avut oferte foarte bune pentru un preț foarte mic. De exemplu, pentru 15.000 de rubine am avut 6 ore de furie plus 6 ore de medalii. Deci gândiți-vă că mi-a intrat o grămadă de oferte cu banii aceștia. În parte nasoală este că a căzut să bag oferta joi seara și gen am putut să dau joi seara până târziu după tablete. De vineri am început să dau pe Han, am făcut vineri undeva la 450.000 de puncte și ieri am dat efectiv ca nebunul, am făcut 500.000, am făcut și un live pe Twitch, am ajuns acolo la 600.000, după la 700.000, seara la 800.000, apoi 900.000 și zis hai să fac milionul în puii mei și am făcut până la urmă milionul. Sunt pe locul 3, cineva din DX este pe locul 1, probabil Kaibe sau altcineva care a băgat de pe acolo. Așa, este pe locul 2 la Alianță. Tablete am adunat 207.000, deci am avut 0 când a început tura și am făcut 207.000 tablete, deși am pierdut foarte multe ore de booster de tablete, nu prea mai aveam eu atac pe cont pentru că am făcut undeva la 68.000 de defensivă ca să mi ajungă toată tura și din cauza asta n-am putut să am prea mult atac pe cont, dar oricum am făcut destul de bine, adică 30 ceva de mii de sting, dar de plus cele 18.000 pe care le-am deja pe cont, rezultă deja peste 50.000 de sting, dar de pe care pot să le folosesc la străini sau la corbi. Medalii am făcut 115.000, deci eu zic că a ieșit totul destul de reușită din punctul meu de vedere. Și la evenimentul lunar iară stau foarte bine, sunt în top 100, mai bine zis pe locul 40, deci deși bag cioara pe 14 zile, foarte posibil să iau top 100, adică am un punctaj destul de mare. Deci la corp se pot face multe puncte chiar și fără booster. Ideea e că n-am vrut să cheltui nici tabletele din inventar, puteam să le cheltui pe aia și să mai fac cu mici ceva de puncte, dar nu prea are rost. Am luat comandantul de 2 ori ca și idee, dar nu prea mă mulțumește pe mine comandantul ăsta, nu știu, mi se pare foarte slab pentru NPC-uri, chiar dacă este făcut pentru NPC-uri, are o curte groaznică și o limită pe flank și mai groaznică, deci nu prea îmi place. Le-am aici în inventar, nici nu le-am mărit, stai să mergem la comandanți, deci le țin aici pe toate, uitați-vă, le-am la dublu, dar pur și simplu nu se merită să le ridici la tehnic, deci le-am lăsat acolo, nu știu, poate le vând pentru că uite-am una, două, trei, patru bucăți, deci e prea mult, mult prea mult. Bun, și acum să trecem la Hanul propriu zis.
Hanul este o tabără, să zic așa, mai specială în cadrul evenimentului cu nomazi. Este o tabără care ajută mai mult alianța și nu jucătorul, deci de aceea este pusă și lângă lider. Deci tabăra asta mereu o veți găsi lângă liderul alianței. În caz că se modifică liderul în cursul evenimentului, se mută și tabăra de la un lider la altul în funcție de cum este harta poziționată în jurul lor. Tabăra este împărțită pe nivele, de exemplu, dacă ne uităm aici la meniul principal cu Han, ne arată aici fiecare recompensă pentru fiecare nivel. În momentul în care tabăra ajunge la nivel 85, primim 1000 de medalii Han. În caz că ajunge la 8-6 primim încă 200, la 8-7 încă 200 și tot așa până la nivelul 100, unde se mai primesc încă 1000 de medalii Han. La top 100 este foarte greu de ajuns, de exemplu când am fost în DX și a fost faza aceea de după război când aveam foarte multă defensivă de la cucerirea metropolilor și ne-a băgat la nomazi și a ținut și vreo 5 zile parcă. Tot n-am reușit să ducem la nivelul 100. Ne mai lipseau undeva la 6-700.000 de puncte ca să duci la nivel 100, deci e mega greu. La ultimul nivel, din câte țin minte, cere undeva la 1.800.000 de puncte pentru a fi finalizată tabăra. Dar ca și idee, în caz că dați un singur atac pe tabăra Han și îl înfureați foarte puțin, primiți toate recompensele astea în funcție de nivelul pe care îl are tabăra de la alianța voastră. Deci în caz că nu atacați niciodată tabăra Han în decursul evenimentului, voi nu veți primi nicio recompensă de genul. Este un lucru foarte ok pentru că mulți bagă cioara și lasă conturile prin alianțe ca să facă rost de decorative și de recompense. Și asta este un mod destul de bun pentru a reduce numărul de jucători care fac acest lucru și să intre măcar să dea un atac pe nenorocita aia de tabără, să aibă măcar interesul ăsta minim. Și acum poate vă întrebați, păi cum atac tabăra Han? Ce face tabăra asta? Poate mulți nu sunteți la level 70 încă și nu știți, dar majoritatea care sunteți trecuți de level 70 cu siguranță știți cum este mecanica acestui eveniment, dar am zis să fac puțin așa un episod de prezentare pentru cei care nu sunt. Bun, și acum aici avem tabăra, da? Cum am zis, este poziționată lângă liderul alianței și ea are anumite nivele, deci de la nivel 84 până la nivel 100. Și în funcție de nivelul taberei, sunt necesare anumite puncte pentru a trece la nivelul superior. De exemplu, la nivel 96 avem nevoie de 663.000 de puncte de furie pentru a urca nivelul taberei. Deci în momentul în care eu atac tabăra și primesc un anumit număr de furie sau provoc tabăra și primesc și mai multă furie, atunci ea va urca frumos în nivel și prin acest mod putem provoca Hanul și de mai multe ori, putem să provocăm Hanul să vină cu mai mult atac și putem să facem prin acest mod mai multe puncte alianței. Bun, și acum poate vă întrebați cum provocăm Hanul. Dacă vă uitați pe acest buton, ne scrie că avem 2625 din 2820 furie, ceea ce înseamnă că mai trebuie să dăm un atac pentru a încărca această furie și atunci îl putem provoca să ne atace. Haideți să dăm un atac, vă dați skip cu salturi de 30 de minute, ca să mai economisim cele de o oră și de 5. Așa, nu știu ce am băgat un salt de 30 de minute la 3 minute, dar e ok. În fine, stai că nu l-am spionat. Hai să-i dăm spionajul, să vedem ce are. Ok, îl atacăm pe dreapta și centru. Îi dăm frumos un atac. Dar iarăși vin ofertele în prostie și nu mai vezi nimica pe jocul ăsta. Deci, m-au exasperat ofertele astea, sincer. Mi s-a mișcat mega greu jocul toată ziua și ieri și azi. Mă rog, azi nu prea sta pe joc, iar mi-am terminat targetul la nomazi și am băgat cioara. Văd că mai sunt 9 ore și jumătate până intră cioara, deci e ok, astăzi este duminică, o să stau lejer, mă uit la ceva chestii și rămâne de văzut ce mai fac după. Mai are câteva secunde și intră și atacul, dacă ne uităm pe buton acum este așa un fel de gri și în momentul în care am făcut furia necesară pentru a provoca Hanul, avem butonul acesta mai colorat și îl putem provoca. Haideți să uităm și peste raport. Deci am luat 375 furie. Normal se ia ceva mai puțin, dar pentru că am dat cu boosterul activ am primit un pic mai multă furie și acum îl provocăm. Aici este meniul de provocare, ca să zic așa, cel mai ok este să debifați chestia asta. Deci în momentul în care această căsuță este bifată, cei care sunt în alianță cu voi o să vadă atacul asupra castelului.
Și pe perioada hanului e un dezavantaj, ca să zic așa, pentru că poate să fie atacuri pe bune și atunci lumea crede, a, uite că l-atacă hanul și atunci vă puteți lua destul de urât, chiar dacă apăreți eu și nu sunteți la PC și lăsați mereu activată chestia aceasta, tot ce ai posibil să vă luați, de cel mai bine e să o dezactivați, așa nu deranjați nici membrii alianței și vă descurcați și voi mai ok. Văd că vine cu 2130. Vine cu un comandant destul de puternic, 90 cu 90, 60 putere în curte, 120 zid, 120 poartă, 100 șanț, 8 limită pe față și 12 limită pe flancuri. Vine destul de slab pe centru, văd că de ce să-l apărăm pe centru. Acum nu prea mai am defensivă pentru că ieri am făcut o prostie mare, mai aveam de făcut undeva la 100.000 de puncte pentru a atinge milionul și m-am dus afară să iau un pic de aer pentru că nebunisem deja toată ziua în casă. Așa că, da, m-am dus afară și am uitat să mai aprovizionez principalul cu hrană și mi-am dezvoltat 26 de mii de defensivă, deci, da, m-am scos destul de bine. Așa, haideți să așezăm defensiva. Am 10.000 de defensivă, deci mi ajunge. Bun, îi dăm așa full distanță pe centru. Hai să vedem. În curte lăsăm astea. Asta ne oferă un bonus. Deci, în momentul în care punem astea, avem... hai să scoatem să vi le și arăt. Deci avem 7% bonus per ladă a jefuitorului, ceea ce înseamnă că la trailers avem deja 21%. Mai avem și această nișă pentru tras cu arcul, pentru a ne oferi un bonus de medalii de 3%. Acum hanul vine pe 6 valuri, deci avem 3% ori 6 valuri, adică 18% mai multe medalii, ori 4 căsuțe avem deja 72%. Mai avem și pentru poartă hersă întărită, care oferă și ala rândului încă 3%. Mai există pentru șanță o unealtă, șanț infernal se numește, care oferă și aceasta la rândul ei tot 3%. Și mai există gură de aruncare nomadă, care oferă și ea 3%. Ca și de astea sunt echivalentul armurerului normal, doar că sunt cu acel 3% pentru Han. Bun, punem aici 6 nișe. Astea mi-au mai rămas pentru că le-am cam consumat ieri pe toate. Ok, băgăm aici așa. Pentru șans nu mai am. Deci hai să cumpăr două. Uite așa, cumpărăm încă două, să avem toate cele 6 valurile. Așa și practic mi s-au terminat și nișele și tot. Bun, defensiv avem oarecum ok. Dacă nu dezertau ea 26 de mine era și mai perfect. Acum aici am în arhivă niște rapoarte pe care aș putea să vi le arăt. De exemplu, aici am luat 1157 de medalii, am apărat pe flanc, da? Full distanță, full nișe, șans normal și în curte tot așa am avut niște lăzi ale jefuitorului. Așa, cam asta este raportul din curte. Am folosit acest castelan pe care vi l-am arătat cu eroul de la Nomad. A avut o limită destul de mare pe flancuri, deci au intrat mulți în curte, de aceea a rupt atât de mult. Aici am cu un raport terminat 1429, a venit cu 2600, o putere în curte, 75 limită pe flancuri și 8 limită de față. L-am apărat pe centru, cu full distanță, nișe, hersă întărită și șanț infernal. Am luat destul de bine aici. Ca și de la Nomazi, mare parte se rentează saper cu full distanță, full fante. Merge saper și cu full aproape, dar atunci trebuie saper la nivel mai micuț. Aici, iarăși, mai există o tactică cât de cât ok. În momentul în care vine cu comandant mai slăbuț, cum este, 70 cu 70, 15 putere în curte, îl lași pur și simplu să intre. Deci, după cum puteți vedea, pe stânga nu a venit cu nimic. Deci, tactica asta se poate aplica doar în momentul în care nomadul vine pe centru și pe unul dintre flancuri, deci în rest nu prea se poate aplica. Deci ideea e să-l lași în curte, intră cu 0% bonus și am intrat 1548 de soldați și am pierdut 248. Mai ales că am avut aproape 80.000 de defensivă, 80 putere în curte, deci s-a rentat. Așa, mai am un raport asemănător și aici. Aici avem 1626, tot așa, n-a venit pe flancul drept cu nimic, l-am lăsat să intre în centru și mi-a rupt 307, deci e foarte ok. Și ăsta a fost un comandant destul de slăbuț. Mai avem aici încă un raport, tot ceva în genul ăsta. Aici comandantul a fost mai puternic, 90 cu 90, 20 limită pe flanc, dar tot așa rup puțin, 333. Și aici încă un raport, aici am băgat un fel de tactică mai șmecheră, ca să zic așa. Nișe, șanț infernal, aici era cam ultimul raport pe care l-am mai scos aseară și am zis hai să fac repede milionul că nu mai avem chef sincer de Han.
Am apărat pe două flancuri, am băgat cu minus 30 în curte, am pierdut 309 și am luat 1268 de medalii. Ideea e că am vrut să scot un raport unde să primesc 1700 de medalii, doar că mi-au intrat oferte peste oferte în momentul în care setam defensiva, nu mi-a luat setarea și în loc să iau 1700 am luat 800 de medalii, pentru că nomadul respectiv a intrat cu plus 30% la 2600 de soldați cu 60 putere în curte. Deci a intrat cu 90 putere în curte, 2600 de teror și mi-a rupt 1700 din 70 ceva de mii. Și am mai cam început să-mi jur pe chat pentru că era defensiva colegilor plus defensiva mea, dar mai mult a colegilor pentru că a mea deja era oarecum consumată, plus că mi-a dezertat și numărul mare de soldați. Și când am văzut că au murit 1600, mi-a picat efectiv fața pentru că eu setasem frumos pe două flancuri, full distanță și să iau 1700-1800 de medalii. Le-am dat un mare mumu. Văd că lumea mă atacă pentru evenimentul ăsta cu suflete. Am 27.000, dar oricum am un zero pe defensivă, deci nu prea pot să-mi facă nicio pagubă. Ce-i drept, am consumat destul de multe unelte evenimentul ăsta. Am avut vreo 500 de nișe. Bine, tot așa primite din turnir, de pe la oferte, le-am consumat. Mă rog, astea sunt ultimele. Fante am consumat vreo 2000, porți, mă rog, herse am consumat vreo 800, n-am consumat extraordinar de multe, și la șanță am consumat tot așa vreo 700-800, deci nu am consumat în exces unelte, mai mult fante, da, dar foarte multe atacuri le-am lăsat să intre în curte, fără să le mai apăr, pentru că ați văzut că este mai rentabil, pierd și mai puțin și nici nu consum nicio unealtă, deci la defensivă multe este foarte ok, și cam asta este tactica la Han. Bagi o ofertă, pui un casal cu putere în curte și ceva limită pe zid, ceri colegilor defensivă și faci o grămadă de puncte. Cred că n-am pierdut prea mult oricum. 794 am pierdut din 10.000 de defensivă, aproape 11.000 de fapt. Deci, vedeți, l-am apărat pe centru, am pierdut 258 de complex, a ieșit foarte ok și a avut 60 putere în curte, deci a rupt în curte ceva mai mult. Având în vedere că am avut doar 10.564 în curte, eu zic că am scos un raport destul de ok. Așa, și acum am mai făcut niște puncte. Vedeți, în momentul în care mă atacă Hanul, mai primesc un nivel de furie, 2625, deci mai e nevoie de un singur atac pentru a provoca Hanul. Aici există și niște variabile pe lângă furia asta primită basic. Vă puteți dubla furia anumite atacuri, este un procentaj care poate să vină random, în funcție de nivelul taberei, nu știu, ai o șansă de 20% să câștigi ceva, ai o șansă de 10% să câștigi altceva și tot așa. Ce mai rămâne să mai explic la eveniment este punctajul pe care îl puteți face. De exemplu, aici ne și arată, da? Deci vă dăm ură în gură. În momentul în care luați o tabletă Han, adică o tabletă din asta de pe tabere sau în momentul în care atacați Hanul, veți primi un punct, deci vi se va aloca un punct la punctajul final. În momentul în care luați o medalie Han, o să primiți 7 puncte, deci de aceea este foarte rentabil să atacați Hanul și să-l provocați foarte multe ori, pentru că faceți foarte multe puncte, faceți și voi recompensele, în primul rând faceți 200k sau 100k destul de lejer, chiar și fără oferte, de multe ori am făcut 100k sau 70-80.000 fără să mă chinui prea mult. Și faceți și ele alianțe, în primul rând. Adică eu am făcut 207k puncte din tablete și restul punctelor până la 1 milion am făcut din medaliile astea, adică 116k ori 7 puncte per medalie. Faceți un calcul, oricum calculul este făcut deja aici de către sistem, 1 milion și 16.000 de puncte. Și ultima șmecherie pe care am uitat să vă spun la Han este momentul în care se resetează. Deci în momentul în care el se resetează, se reduce și timpul de atac. Acum, dacă ne uităm, este ceva mai mic pentru că s-a resetat deja, dar în momentul în care el ajunge la nivelul maxim de timp, care este 24 de ore, trebuie să folosiți un sal de 24 sau mai multe micuțe pentru a-l putea reseta. În momentul în care el își dă level up, o să scadă din nou la 5 minute, da? Deci o să puteți da din nou 5 minute, 10 minute, 15 minute, 25, o oră, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 18, 24, nu mai știu exact care sunt orele fixe, dar ideea este că la fiecare level up el se resetează și salvați niște salturi. Mai puteți salva salturi în momentul în care se resetează noaptea. El la 1 noaptea se resetează din nou, deci în caz că aveți 24 de ore pe la 12.59,
folosiți acel salt și la ora 1, în momentul în care intră următorul atac, el o să fie din nou la 5 minute, deci e o modalitate foarte ok de a face multe puncte fără să pierdeți multe salturi. Eu cam așa făceam prin DX, îl provocam, nu știu, la 2-3, îl provocam dimineața când se reseta nivel, iarăși în nivel, apoi a doua zi când se reseta la 3, iarăși provocam și tot așa.
le-am pus.